să numiști? Să juri că suntem în Chicago. Ai umor, domnule Pricop. Inginer Pricop. Oportună precizare. Apropo, știi cum arată Institutul Politehnic? Ce banc e ăsta? Unul bun și spun altul și mai bun. Acum câțiva ani te-am făcut cu o diplomă de inginer. A venit timpul să plătești. Am plătit. 15.000 de lei, ridicol. Cât? Ești subalternul inginerului Robu. Mă interesează lucrările lui. Sunt secrete. Tocmai de-aia mă interesează. Nu. În cazul ăsta, mâine dimineață, dosarul dulitare profesional va fi trimis la interne. Și ce trebuie să fac? Alo. Casa Pascu. Casa Inginer Pascu. Eu sunt. Te-ai hotărât? Nu. Nu pot primi propunerea. Cu orice risc. Nu ești primul inginer măsluit care trebuie să-mi plătească serviciile. Primul sau ultimul cu mine te-ai înșelat. Mai gândește-te, domnule inginer. Lasă copilările, domnule inginer. Aștept acordul la numărul 575757. Parola e, aveți de vânzare un pian Bechstein. Numai unul dintre locatari știe despre ce e vorba. Noaptea e un sfetnic bun, domnule inginer. Alo? 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 Da? A întrebat cineva de un pian Bechstein? Nimeni. Unde s-a vicit? La restaurantul Caru cu bere, ca de obicei, o știi foarte bine. Adică? Unul dintre ei ești dumneata. Dincă, Luca sau Nicula. Asta e casa dumitale. Aveți sigur diplomat? Nu avem. Eu vreau să dau un telefon. Da, mă duc. Mă duc să-mi iau țigări. Deci, n-aveți? Nu avem. Bine. Domnișoară, unde-i telefon? Acolo. Dacă se întorc băieții, spune-le că sunt la telefon. Bine, bine. Cine vă șantajează? Nu știu. Acasă. Telefon. Cumpăr Bechstein. E o parola. Afacerea mi se pare extrem de ingenioasă. Primejdioasă. Câțiva specialiști, unii poate ajunși în posturi importante, sunt șantajați ca să le furnizeze toate datele secrete de care dispun. Cui predai dosarul? Maiorului Minerva Tutovan. Minerva? Puteam să pariez că s-a auzit de ea până la sighetul Marmației. Nu sunt din Drobeta, tu, Severin. Vă rog să mă iertați. E cel mai bun om al nostru. A funcționat câțiva ani în învățământ, profesoară de matematică. Într-o excursie cu elevi a descoperit un cadavru. A pus cazul în ecuație și a aflat asasinul. Oh. Are o minte formidabilă. Pentru care îi poți trece cu vederea, în sfârșit, unele originalități. Plus, 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 ce? Repetentule, iar ai feștelit ochii obs. Of.
Da. Da, bine. Aștept mașina, da. E în regulă. Să intre soții Cătănuiu. Poftiți, intrați. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Luați loc, vă rog. Da. Stai jos, Simioane. Stai jos. Scoateți pălăria din cap. Relatați-i, vă rog. Și dumneavoastră aici ați auzit. Păi tocmai spuneam tovarășul locotenent major. Colonel. E, toată aia. Eu l-am văzut o singură dată îmbrăcat militar. Avea 3 stele. Ca și Pangrate, pompierul nostru de la 2. Nu-i așa, Simeone? Lasă tu și fii atent ce spui. Așa. Și cum vă spuneam, noi stăm perete în perete cu Pascual Bătrân. Tatăl inginerului. Acum, dacă s-a îmbolnăvit și a intrat în spital, îmi lăsă mie cheile ca să-i ud ghivecile de flori. Aseară, pentru că n-am telefon acasă, m-am dus să telefonez de acolo. Pentru soră mea, ca să-i spun ceva steluței. Lasă tu, merg la repetiție. Așa. De receptorul și ce credeți că aud? Bătrânul Pascu e cuplat cu fiul său, locuiesc în același bloc. Domnule Pascu, zice. Cine? Un bărbat. Zice, nu ești singurul inginer fabricat de mine. Pe mine mă interesează lucrările inginerului Ciortea. E secrete, zice Pascu. Tocmai că e secrete, zice ălaltul. Dați un telefon mâine la 575757 și întrebați dacă n-are cumva de vânzare un pian Oldenburg. Bechstein. Ei, tot un drac. E o parolă, zice. Cum vi s-a părut glasul? Mă refer la persoana care l-a amenințat pe inginer. Păi știu și eu, așa cam. O totul, așa cum e... Cum e a lui Simeon. Ia zi și tu ceva, Simeone, să audă și dumnealor. Păi ce să zic? Asta-i. Vă mulțumim foarte mult, aveți o memorie admirabilă. Nu vreau ca să mă laud, domnule dragă, dar nu există pe lumea a doua ca mine. Când eram la școala normală, într-o noapte am dat-o gata pe regina ostrogoților. Jalnic vâje prin noapte. Lasul codrilor de brat. Oaia cade repede spicul, lasă mă pace, repede spicurile cad. În castelul de pe stâncă, la fereastra solitară. Stă pe gândul o femeie și privește noaptea afară. E regina ostrogotă! Vă mulțumim foarte mult! Hai să poftim ce vrei! Mulțumim foarte mult! Dar să știți că o știu toată! O recitați foarte frumos! Vă mulțumesc! Bună ziua! Bună ziua! Hai să mergem, dragă! Vă mulțumesc! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Drăcească treabă! Cu cine vrei să lucrezi? Cu Dobrescu, evident! O să-i facă mare plăcere. Sunt sigură, doar mi-a fost elev. Încearcă să nu-i scoți sufletul prea tare. Te rog. Dobrescule! Hai, băiete, lasă joaca. Avem treabă. Hai. Ai găsit ceva nou, Dobrescu? Da. Un număr de telefon. 575757. L-am văzut. Știam că l-ați văzut. Altceva? Altceva nimic. Deocamdată atât. Cauți corespondența sentimentală? Exact. Apropo, tu unde o ții ascunsă? Sub saltea. Bărbații n-au pic de fantezie. Aveți dreptate. Poftim. Da, să le luăm cu noi. Individul era stângaci. Cum am dedus-o, Dobrescu? Lampa de lucru este așezată în dreapta, deci lumina nu cade normal. Mai învață, băiețaș. Dupuy, editura Hachette, 1936. Oh, a luat lecții. Poate te exersa singur. Sunt două scrisuri diferite, Dobrescule. Unul corectează totdeauna când celălalt greșește. Era cazul să observi. Un lucru mi se pare evident. Tipul călătorea foarte des în străinătate. Dobrescule, reține numărul la care trebuia să sune Pascu și mâine dimineață îmi vin cu numele și adresa abonatului în dinți. 575756. 57. Ah, 57. Mergem, băieți. Bună ziua! Bună ziua, doctor Vlase! Ce cu procurorul? A plecat acum 10 minute. Începeți? Da. Autopsie ușoară. Ce credeți?
Glonțul a perforat plămânul și s-a oprit în regiunea inimii. Ceea ce ar presupune o distanță de tragere de circa 30 de metri. Arma, Browning, cu amortizor. Dar astea le știți dumneavoastră mai bine. Dă-te, domnule, la o parte. Să facem conversație, să dăm senzația că ne interesăm unul de celălalt. Nu fi insolent. Treci la subiect. Apropo, am învățat ieri seară o figură de judo nou. Nu mă interesează judo. Vorbește. Am sunat la intervale diferite. Așa. Lansând parola Beckstein. Și? Mi-au răspuns două voci. Greșeală. Și-au închis. Și? Toți trei locuiesc în același apartament. Cine e ăla care se ocupă de debarasoare? Dumitru Necula, figurant la Teatrul Liric. Se ocupă și cu bișnița. Și cel cu mustață? Grigore Dincă, liber profesionist, confecționează bibelouri pentru speculații din bâlciu. Și al treilea? Demluca, traducător. Toți trei sunt burlaci. A fost o vreme când îmi închipuiam că e de ajuns să întind o mână ca să-mi iagă șapca de cornul lunii. Baliverne de ratat. Ține minte, Dobrescule, vorba filozofului că toți suntem la citate. Ferește-te de cel care nu mai are nimic de pierdut. Mă întreb de unde avea atâția bani. Dumneavoastră știți cât costă aici? O sticlă de șampanie. Ia mâna. Nu mă interesează deloc. Atenție. Nu acolo. Aveți un foc? Nu. Patul. Ah. Mulțumesc. Frumoasă bichetă. Da. Vă mulțumesc. A dat un telefon, dar nu i-a răspuns bine. L-a încercat de mai multe ori. Cam bizar ora. E aproape 1. Da. Mă schimbă țigările, Dobrescule. Dansați. Dar nu dansează nimeni. Nimic? Eu dansez. Doamna e cu mine. Ah, mă rog. Ce impertinență. Dacă mai apare, te rog foarte... Mă întorc eu. Te rog foarte mult să precizezi. Domnișoara e cu mine. Același număr de telefon, dar fără rezultat. Mi-am imaginat. Hm? Nu te-am sugerat să treci la țigări americane. Opa, pleacă și al treilea. Du-te. Fumați cam des aici. Mă inspire bricheta numai tale. De fapt, vreau să te întreb, barul, la ce oră se închide? Da, eu. Negășit mâine. Sigur. Același număr de telefon? Același. Dar de data asta i-a răspuns. El a replicat. De greșit mâine. Cere nota. Plecăm. Mă înțeles. Și nu uita să ți-ai rămas bun de la fecioara de la garderobă.
vă rog. Aș dori să discut cu dumneavoastră despre inginerul Mihai Pascu. De ce a murit? Asta mă întreb și eu, de ce? Oribil. Am citit anunțul colegilor la mica publicitate. Oh, acum înțeleg. Ați găsit scrisorile mele la el. Da. Le păstra? Le mai păstra încă? V-a iubit mult. Păstra numai scrisorile dumneavoastră și fotografia. Vorbiți-mi despre el. Ne-am cunoscut cu ani în urmă. Tocmai terminase facultatea. Eu lucram la UCECOM ca manechin. O vreme a locuit la mine. Au fost cei mai frumoși ani. Au fost? Iert multe, dar nu și minciuna. Chiar dacă ești la vârsta când îți închipui că ajunge să întinzi mâna ca să-ți agăți șapca de cornul lumii. Mi-am dat seama că mă înșeală și totul s-a terminat. E ca fie. Alo? Da, eu sunt, dragul meu. Sună-mă, te rog, peste jumătate de oră, bine? Pa, pa, la revedere. Deci? Cam atât pot să vă spun despre Mihai. Dar despre prietenii lui? Nimic. Nimic. Dar, de pildă, pe domnul Luca, îl cunoașteți? Luca? Nu, nu-l cunosc. Nu. Stai pe aproape. Înțeles. Salut. Salut. Ce-i nou? Sunt sus, la Luca. Zilele trecute, cineva înregistra existența dumneavoastră la rubrica Ratare. Cui trebuie să adresez mulțumiri? Unei femei. Unei femei? Da, unei foarte bune prietene a dumneavoastră. Dora Ioachim. Nu o cunosc. Ce ți-am spus, Dobrescule? Ți-am spus sau nu că fetii îi place să se laude? Mi-ați spus? Zicea, e nebun după mine. Eu? Firește, o mitomană. Ghipuiți-vă, pretindea că-i cunoaște și pe amicii dumneavoastră de apartament. Domnii Necula și Dinca. Absurd. Vă simțiți rău? Nu, da. Nu mai am 20 de ani, nu? Da. Aveți, în schimb, o șansă. Șansă? Zilele trecute, în preajma dumneavoastră s-a comis o crimă. Abar n-am despre ce vorbiți. La orele 22:10 ați părăsit restaurantul Carul cu Bere, unde vă aflați împreună cu amicii dumneavoastră și ați revenit la 22:30. La 22:15, inginerul Mihai Pascu a fost împușcat. Da, fumez diplomat și la Carul cu Bere n-aveau. M-am dus până la hanul lui Manuc. Circa 20 de minute duș întors. Și ați găsit diplomat la hanul lui Manuc? Nu, tocmai. Am luat Snagov. Snagov? Se poate. Numai că ați fost în altă parte. Hanul lui Manuc este în renovare. De 2 luni. Tot ce este posibil. Muncesc enorm. Probabil că traducerile sunt extrem de rentabile. De altfel, așa se și explică performanțele dumneavoastră materiale. Seară de seară la restaurant, nu-i așa? Implică un buget de care nu dispune oricine. Asta o datorez lui Tase. Cui, vă rog? Cândva am fost 4 prieteni. Unul dintre noi, Anastase Vasiliu. Tase. A murit acum câțiva ani. Ne-a lăsat moștenire prin testament autentificat la notariat 180.000 de lei. Cu o condiție. Anume? Banii să fie băuți împreună, până la ultimul lei. Fantastic. Faptele sunt controlabile. Deci, în fiecare seară... Luăm masa la restaurant. Da. Cine dintre dumneavoastră a propus la 29 iunie restaurantul Caro cu Bere?
Da, Dinca. Eu sunt Dora. Dacă apare ceva neprevăzut, anunță-mă. Dacă e nevoie, știi unde. În ordine. Nu vreți să ne răspundeți sincer. Nu insist. Dobrescu, l-ai să vezi când domnul Luca va socoti de cuvință, se va oferi singur. Ștergeți de praf un singur colț? De praf nu șterg nimic. Aici vă țineți certificatul de naștere? Ce certificat? Al omului care a fost ucis lângă restaurantul Caru cu Bere, la 29 iunie. Inginerul Mihai Pascu. Așadar, Maria Vasile Sandrescu Ioana a absolvit Institutul Politehnic în anul 1960. Diplomele sunt autentice? Mulțumesc. Deci totul e în ordine după verificare la Ministerul Industriei Grele. Mulțumim. Se dă este doar școlare. Noutăți? Am găsit în camera traducătorului certificatul de naștere al lui Pascu. Evident, îl neagă tot. Îl duc la laborator. Și ceilalți doi? Ancheta continuă. Succes! Bună ziua! Ce doriți? Poftiți! Sunteți singure? Singure. Dumneavoastră singur? Singur, domnițe. Acolo stă prietenul meu, e decorator. Nu e acasă acum, e plecat la atelier. Domnule Necula, vă rog, vreți să deschideți ferestrele? Miroase, nu știu cum aici la dumneavoastră. Oh, nu vă place deodorantul Rexona? E cel mai rafinat, domniță. Îmi pare rău, domniță. Slăviți-mă, vă rog, cu domnițismele. Și acum răspundeți repede și cu dicție. Unde ați fost în seara zilei de 29 iunie? 29 iunie? Da. De Saint-Pierre? De Saint-Pierre. La Caru cu Bere. Și câte ore ați petrecut la restaurant de Saint-Pierre? Păi, am ajuns acolo la ora 6 seara și am stat până la 11, ca de obicei, când ne dau afară aia acolo. Puțin după ce Luca a părăsise restaurantul, ați plecat și dumneavoastră. De ce? Ca să dau un telefon. Mm-hmm. Era acasă Dora? Nu. Care e Dora? Dora Ioachim. Nu cunosc. Oh, mințiți, domnule Necula. Și nu prea înțeleg de ce, mai ales că Dora vă preferă lui Luca și lui Dinca. Nu înțeleg. E, faceți un efort. Dora Ioachim se întâlnește cu fiecare dintre dumneavoastră în parte. N-aș crede. De ce o cunoașteți? Eu? A, câte nu cunosc eu. Uitați-o. Am și eu multe treburi. Radio, televiziune, film. Mi-am pierdut mințile așa, nu știu cum. Vi le-ați băut, domnule Necula? Eu? Eu nu beau decât înainte și după spectacol. Asta este foarte frumos. Închipuiți-vă ce-ar fi dacă unul dintre cei 40 de figuranți care urlă în culise trăiască ducele de Essex s-ar bâlbâi. Tovarășe, este munca mea și nu-mi gădui nimănui să o ridiculizeze. O, sună foarte frumos lozinca asta. Cu o condiție, să fie muncă, domnule Necula. Dumneavoastră ați fugit de muncă, ați renunțat la diploma de inginer agronom și v-ați angajat figurant la teatru. Este? Activitatea mea artistică nu este de competența dumneavoastră. O, m-ați spus la punct. Spuneți-mi, vă rog, cine v-a cerut cu atâta insistență să nu pomeniți de Dora Ioachim? Ea? Eu nu-mi etalez sentimentele în public, eu sunt bărbat discret. De asta n-ați invitat-o la Caru cu Bere? Unde mai pui că la câțiva pași își dădea sufletul bietu Pascu, logotnicul prietenei dumneavoastră? Ce chestie! Insinuați cumva că eu l-am lichidat? Nici măcar nu-l cunosc. Nu este adevărat, domnule Necula. În ce relație erați cu inginerul Pascu? Numele astea nu-mi spune nimic. Nici cartea asta?
Ambrozie și ce? Maestrului Necula cu afecțiune, me Pascu. Sfatul meu e să nu vă jucați cu focul, maestre. Unde? La Dinca, la atelier. Urcă-te. De când îi cunoașteți pe Luca și pe Necula? Asociația cu ei mă surprinde. Dumneavoastră sunteți altfel. Dacă am semănat, n-am mai fi interesanți. Sunt și un om puțin sociabil, doamnă. Două recepții sentimentale m-au marcat definitiv. Luca și Necula mă ajută să-mi depășesc complexele. În seara zilei de 29 iunie ați fost împreună la restaurantul Caru cu Bere. La câțiva metri de local s-a produs o crimă. Am asistat la ea. Și ați putea să ne relatați pe larg cum s-au petrecut lucrurile? Da. Bună dimineața. Sărut mâna. Necula a plecat la toaletă. După câteva minute a ieșit și Luca, nu mai avea țigări. Băieții întârziau, iar eu simțeam nevoia să iau puțin aer. Am ieșit afară, am făcut câțiva pași. La un moment dat, doi bărbați grăbiți m-au depășit. Le-ați observat figurile? Nu, nu, era prea întuneric. Am înregistrat doar o bufnitură. Cel din față a căzut, iar celălalt s-a topit pur și simplu în besnă. M-am reîntors în restaurant. Pe Luca și pe Necula i-ați găsit în restaurant? Numai pe Necula. Luca a apărut după câteva minute. Era exact 10:25. Atunci, de ce nu v-ați uitat la ceas și când a fost împușcată victima? La urma urmei, putem să omit faptul că am asistat la crimă. Cunoașteți victima? Nu. Este prietenul și logotnicul Dorei Ioachim. Logotnicul Dorei Ioachim? Extraordinar. Să intrăm în atelier. Nu, mulțumesc. O cunoașteți de mult? De 3 săptămâni. Luca și Necula știu? Nu, nu le-am spus nimic. Sunteți sigură că erau logodiți? Întreține relații foarte apropiate cu prietenii dumneavoastră de apartament. Logotnica inginerului Pascu. Pascu. Numele ăsta nu-mi spune nimic. Nu? Nu. Dar scrisoarea asta? Ce scrisoare? Am găsit-o în corespondența victimei. Am copiat-o. Dragă Mihai, lasă-mi, te rog, banii promiși la Luca sau la Necula. Pe 14 iunie, când încasez niște drepturi de autor pentru zodiacele din plastic, ți-i restitui negreșit. Mulțam, Dincă. Reflectați la asta și așterneți frumos pe hârtie o declarație cu tot ce s-a petrecut în ziua de 29 iunie. Pe Saint-Pierre, cum zice prietenul nostru, Necula. 321. Comunicați? Terminat comanda, revenit la bază. Am înțeles, hai. Inginerul Petru Dumitru de la Semănătoare anunță că i s-a furat diploma. Transmite. Să se ancheteze împrejurările furtului și să se vadă dacă nu e vreo legătură cu cazul Guzgan. Să trăiți, tovarășe colonel. Ne-am prezentat la ordinele dumneavoastră. Ce-ai spus? Acum 10 minute ne-ați ordonat prin radio să ne întoarcem la sediu. Joacă tare. N-am dat o asemenea dispoziție. Reluați imediat supravegherea. Înțeles. Să trăiți. Individul n-a îndepărtat de pomană oamenii noștri. O să vedeți. În următoarele 2 ore, un alt pseudo-inginer va fi asasinat. Trebuie să fii costat o avere. De-abia aștept să fim împreună. Trec de seară pe la tine. Apropo, ți-au instalat telefonul. Cine vrei să se ocupe? De ce nu vii acum? Nu pot acum, dragul meu. Te rog. De seară e mult mai plăcut. See?
strada miracolelor, vă rog. De serviciu Mircea Mihaila, născut București 42, o legitimație purtând antetul unui institut de proiectări și s-a găsit asupra victimei și o scrisoare de șantaj din partea necunoscutului. Predă-le procurorului. Da, e un loc mai puțin circulat. Personal, cred că a fost împușcat mai sus. Așa pot o victimă. S-a tărât până aici. Ce? Poftim. Are înăuntru și o scrisoare. O scrisoare? Asta. O scrisoare de amenințare. A sosit scadența și trebuie să plătiți. Nu părăsiți casa toată seara. Da. Se complică treaba. Hai să verificăm tot ce ai notat. Da, bine. Ai găsit ceva, Dobrescu? Da. Am găsit ceva. Aceeași mână care corectează. Este același scris cu cerneală roșie ca și în caietele lui Pascu. Da. Ce zici de asta, Dobrescu? Da. Se concentra greu. Elev cu atenția dispersată. Cum pierde șirul, începe să deseneze. Lua lecții de la un profesor care lucra cu mai mulți elevi deodată. Presupuneți? Sunt convinsă. Nu desenezi când ți se predă individual. Și mai e ceva, observi? Un desen se repetă constant. Busul lui Voltaire după Udon. Vă aduceți aminte? L-aveam și noi în cancelarie. Tu de unde știi? Păi nu vă duceam eu catalogul? Da. Sunt o grămadă de desene, dar... Dar ce, Dobrescu? De fiecare dată, poziția este alta. Da, ceea ce înseamnă? Ceea ce înseamnă că Voltaire schimba poziția. Nu mă enerva, Dobrescu. Nu Voltaire, Mihaila. Mihaila. Păi mă enervez, Mihaila își schimba mereu poziția. Da. Când la lecție participă doar un elev și profesorul, locurile rămân aceleași. Deci, să recapitulăm concluziile. 1. Pascu și Mihaila luau lecții de la același profesor. 2. Predarea se făcea în mod colectiv. 3. Mihaila nu avea telefon, ceea ce l-a determinat pe necunoscut să-i scrie. Binișor, dar mai schimbă sensul că m-ai amețit. 4. În apartamentul profesorului exista bustul lui Voltaire. 5. Voltaire era un timid. Ce? Priviți cu atenție. Niciodată nu-și ridică privirea din podea. Tot timpul e așa. Dobrescu. Da, uitați-vă, așa e. Sunteți obosită?
Nu, mă gândeam. A doua problemă în 4 zile, nu-i joacă. A doua? Păi, de ce vă mirați? Ați uitat de Pascu? Am avut o săptămână grea. Nu știu, mă simt literalmente epuizat. Practic o meserie scârboasă. Vă rog să mă credeți. Aș pleca pentru o săptămână la Sinaia cu copilul. Dar soția dumneavoastră unde se află? A plecat de mult de la mine. E târziu. Trebuie să încep. V-aș ruga să mai așteptați. Am convocat o persoană. Vreau să vadă cadavrul. Apropo, nu s-a interesat nimeni de soarta lui Mihăilă? Ba da. A trecut fratele lui pe aici. Fratele? Cel puțin așa pretindea. Dar s-a oprit la poartă. Cum arăta? Înalt, masiv, cu ochii mari, negri, purta o scurtă de piele. Ah, mi se pare că a venit persoana. Ați fi putut avea amabilitatea să mă duceți aici fără jandarmi. O invitație scrisă nu ajunge? Trebuia să știe tot cartierul? Nu v-am dat niciun motiv să mă tratați astfel. Motivele mele o să ți le înșir mai târziu, domnișoare. Până una alta, spune-mi dacă îl cunoști. Nu. Uite-te bine. Am spus odată nu, e nu. Ai mai spus odată nu și a fost da. Să mergem. Doctore, puteți începe. Pe fetiță, și acum dă-i drumul ca la duhovnic. Am spus tot ce știam. Mai am un singur cuvânt de adăugat. Punct. Povestea asta a început să mă agaseze. Și pe mine. Să știi, n-are niciun rost să faci pe zâna ultragiată. Când l-ai cunoscut pe Mihăilă? Acum l-am văzut prima oară. Serios? Dar de unde știi că ți l-am arătat pe Mihăilă? Poate era Ionescu sau Protopopescu. Am dedus. Nu mă prinde suter tipuri din astea. Dovediți-mi că l-am cunoscut. Foarte bine. Acum 2 săptămâni, inginerul Mihăilă a noptat la dumneata. Dimineața ați coborât împreună. Nu merge. Nu merge. Și ce dacă am noptat cu el? Noptesc cu cine-mi place? Parcă spune că nu-l cunoști. Doi. Ieri dimineață l-ai așteptat la aeroport. La urma urmei, dacă stau să mă gândesc bine, e și firesc să-i încurci. În locul dumitale, eu aș întocmi un fișier. Încep să cred în femeia fatală. L-a iubit pe Pascu și a murit. Abia ți-am bobocit inima a doua oară și Mihăilă sucombă. Mă întreb cu groază ce o să se întâmple cu Luca, Necula și cu Dincă. Cine sunt ăștia? Ăștia sunt 3 indivizi care mai sunt încă în viață. Știi mai bine decât mine. E o simplă coincidență, absurdă. Îmi văd de serviciu corect, iar aventurile mele n-au nimic criminal. Ce vreți de la mine? Ascultă, fetițo. Întreții relații cu Dincă, Necula și Luca. Pe oamenii ăștia nu i-ai cunoscut întâmplător, ca și pe inginerul Mihăilă. Cineva ți-a cerut-o. Cine? Aberații. Te îngăbățânesc și nu e bine. Aseară, la ora 20, pe strada Vâlcei, a fost asasinat inginerul Mihăilă. Pe strada Miracolilor, colț cu Vâlcei, la ora asasinatului te aflai dumneata. E o chestiune la care poți să reflectezi la noapte. Bineînțeles, dacă ai să ai timp. Mâine dimineață îmi comunici la ce concluzie ai ajuns. Ora 9, îți convine? Interogatoriu individual s-a terminat. Ce facem? Foarte bine. Introdu-o flăcăii. Am înțeles. Poftim. Da. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Să rămâne, să rămâne. Luați loc, vă rog. Da. Mulțumim. Domnilor, chestiunea se prezintă în felul următor. Când inginerul Pascu a fost asasinat, toți 3 vă aflați prin apropiere. Toți 3 ați negat că-l cunoașteți, deși există probe categorice că întrețineați relații cu victima. Un gen aparte de relații întrețineți cu Dora, logotnica inginerului. Fapt dovedit,
dar negat de dumneavoastră. Cu excepția domnului Dincă. Îmi permite să vă reamintesc că eu am mărturisit legătura mea cu Dora până la urmă, deși sunt un gentleman. Necula, nu mă pune în situația să spun eu ce ești. Stai jos. Cercul se închide din nou. Dora Joachim era logodită și cu inginerul Mihailă. Iar dumneavoastră doi vă aflați în perimetrul crimei. Nu mai înțeleg nimic. Eu personal... Stai jos, Necula. Am motive să cred că nici domnul Luca nu era prea departe. Dacă îmi permiteți, eu nu știu când s-a comis a doua crimă. Ieri după amiază mă plimbam la șosea. Și cine poate să o confirme? Tot ce spuneți dumneavoastră este perfect logic. Coincidența însă e cel puțin bizară. Ieri după amiază, la 4:30, mi-a telefonat Dora. Părea extraordinar de agitată. M-a rugat să vin imediat în dealul Spirii, în strada Miracolelor. Și? Am așteptat aproape o oră, dar n-a venit. Și maestru Necula? Mi-a spus rândul trecut că se întâlnește cu toți trei. Am vrut să verific. Iar după masă l-am urmărit pe Dincă. Pe Miracolul între noi s-a interpus în camion și după ce a dispărut camionul, dispăruse și Dincă. Auzi, Necula, cred că pentru prima oară în viața dumitale când joci bine teatru. Aș putea să aflu, nu vă spărați. De ce lor vă adresați cu dumneavoastră și mie cu familiarul Necula? Te simt mai aproape. Stai jos. Îl cunoașteți? Nu. 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 Mi-am imaginat. Unul dintre voastre a îndepărtat ieri oamenii mei puși să vă supravegheze, folosindu-se de un aparat de transmisie recepție de proveniență străină. Dobrescu? Arată, te rog, ce ai găsit în podul imobilului locuit de dumnealor. E? Ce părere aveți? Am toate motivele și probele ca să dispun arestarea dumneavoastră. Nu o fac. Vă dau răgaz 48 de ore ca să meditați cu seriozitate la cele întâmplate. Dacă aveți ceva să-mi comunicați, vă stau la dispoziție. Dobrescu? Conduit, te rog. Să rămână. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Poftiți. Un trio pitoresc. Care dintre ei crezi că minte mai bine? În general, cel care spune adevărul pe jumătate. Dar de data asta, altele sunt regulile jocului. Ce intenționezi? Păi, să caut acum garul cu fân. Ambele victime luau lecții de matematici cu același profesor. Tot ce știu e că în odaia în care se preda, există o copie după bustul lui Voltaire de Udon. Cam câți meditatori ori mai fi în București? Știi ce? Ia cercetați la mica publicitate în gazetele de acum câțiva ani. Lecții Piculina, lecții Banjo. Meditații matematici. Dacia 104. Piața Rosetti 48. 48. Bulevardul Dimitrov 58. Isarion, 4. Aleea Sinaia, numărul 2. Pe cine căutați, vă rog? Bună ziua! Am
citit un anunț despre niște lecții de matematici. Da. Pentru avansați. Da, dar de ce nu ați dat în prealabil un telefon? N-am telefon acasă, domnule profesor. Am dat telefon din oraș, dar n-a răspuns nimeni. Poftiți. Vă mulțumesc. Acum eram prin preajmă și am profitat de ocazie. Mi-am permis. Noroc ați lăsat adresa la ziar. Mulțumesc. Intrați. Vă rog să luați loc. Te-ai examinat, da. Te-ai descurcat? Binișor. Dobrescule, nu umbla cu cioara vopsită, Dobrescule. De fapt, am avut noroc. Au venit niște rude și a trebuit să plec. Nu mai spune. Poftim. Mulțumesc. Are mulți elevi? N-am putut să întreb. Plus ce, plus ce, plus ce? Mă faci de râs, Cheops. Câte scaune erau în odaie? 5. Dobrescu Vasile! Ordonați! Ai crescut băiat mare și îmi pare foarte rău că trebuie să ți-o spun fără amenajamente, dar minți! În odaie nu erau 5 scaune! Nu. Fă-i conversație lui Cheops. Mă duc să mă îmbrac. Am înțeles. Da. Familia Craiovea, nu? Nu, Greșeală. E, băiețaș, ce părere ai? O să fac o impresie bună? Dumneavoastră întotdeauna ați făcut o impresie excelentă. Dobrescule, dragă, altădată când spui o minciună, nu-ți mai întinge unghiile în genunchi. Ține cont de chestia asta când ai să scoți o zână la plimbare. Am înțeles. Hai. Ba, Cheops! Cu ce scop intenționat să luați lecții? Știți, așa m-au sfătuit toți prietenii. Nu fi proastă tu, Lili, că ești fată deșteaptă. Știți, eu mă numesc Lili, Lili Boieriu. Pe vremuri eram socotită foarte talentată, dar viața știți și dumneavoastră. O femeie singură în ziua de azi se descurcă greu, fără studii superioare. Da. Și unde lucrați? La un institut de cercetări pe Calea Victoriei. Da. Sunt laborantă. Da. Numai cu liceul. Nu, și 3 ani de politehnică. Așadar, v-ați hotărât să dați examen la altă facultate. Da. Unde? Vedeți, eu acum vă spun dumneavoastră, nu sunt chiar decisă. M-ar tenta la agronomie, că e mai ușor. Dacă mă gândesc să mă duc la țară, mă cuprinde disperarea. Mă gândesc că o verificare sumară a cunoștințelor dumneavoastră ne-ar ușura munca data viitoare. Oh, știți, este atâta timp de când am mai rezolvat un exercițiu încât... Nu, n-aveți nicio teamă. Am să vă dau ceva foarte ușor. Da, vă rog. Ah, da, asta este cartea, da. Uitați aici, pagina. Da, am găsit. Vă rog foarte mult să-mi faceți exercițiul 64. Extraordinar. Bine, foarte bine. Pentru cineva care a întrerupt atâta vreme, e foarte bine. Prietenii dumneavoastră au avut dreptate. Aveți toate șansele de reușită. Credeți, domnule profesor? Sigur că da. În mod categoric. Vă mulțumesc. Da. Bună ziua. A, nu, vă rog. Pe acolo. Pe aici, vă rog, poftiți. Casa este proprietatea profesorului văduv de aproape 15 ani. Unicul său fiu, arhitect, s-a stabilit de multă vreme în America Latină. Cred însă că mai există cineva în casă de care profesorul nu vrea să se știe. Faceți cercetări discrete cu cei de la sector. Da. Și lecțiile? Mă descurc. Sunt la a 6-a. Ciudată chestie să fii din nou elev. Crezi că el e creierul? Nu. Dar este o verigă importantă. Luați loc. V-am întrebat. Nu vi se consideră ani absolviți? Nu, domnule profesor, nu. Da. E, dacă aș avea pe cineva care să tragă sforile la rectorat sau... Păi... La minister. Să vedem, să ne mai gândim.
Poate găsim pe cineva. Cunosc eu o persoană... Oh, domnule profesor, dacă asta ar fi posibil, eu nu știu ce aș fi în stare să fac. O chestiune extrem de delicată. Prudență și discreție, discreție desăvârșită, reprezintă condiția esențială a succesului. Dacă sunteți de acord, eu pot lua legătura cu persoana respectivă și... Și ce anume ați dori? Să vă continuați studiile sau... Sau? Sunt situații speciale în care se poate face mult mai mult. Cunosc anumite persoane, ca dumneavoastră, de exemplu, foarte capabile, care nici măcar n-au dat examene. Adică cum? Ce vă lipsește, de exemplu, dumneavoastră, ca să deveniți o ingineră apreciată, nu? Experiență în producție aveți? Fără să mă laud, să știți că, ca laborantă, sunt mai presus decât ingineriașii ăștia tineri. Atunci ce vă lipsește? Păi, facultatea. Nu facultatea. Diploma. Și ați putea procura? Nu. Eu nu. 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 Eu intermediez o afacere. Dacă vă interesează... Nu. Poate ar fi bine să vă mai gândiți. Da, și spuneți-mi, care sunt condițiile? Tăcere absolută. După aceea veți pleca în provincie. Pe urmă, avem noi grijă. V-ați decis? Eu acum nu știu cum să vă spun dumneavoastră. Nu știu dacă pot face față. Care sunt pretențiile? Eu personal să știți că nu pretind nimic, nu. Bine, da, persoana. 30.000 de... 15.000 de lei, plata an integral. Recunoașteți că e o sumă ridicolă. Da, într-adevăr, nu e mult. Atunci putem considera târgul încheiat, știți? N-aș vrea să deranjez persoana. Da, cu o condiție însă. Plătesc după ce văd diploma. E firesc. Garantez pentru calitatea mărfii. Vă aștept așadar peste 2 zile. Bine. Cu toate actele. Da? Peste 2 zile. Peste 2 zile. Poftim. Pionier, strada Arte 89. Eticheta bătrânului ascunde un mesaj. Categoric. În primul rând că bătrânul nu locuiește pe strada Arte. Și în al doilea rând, strada Artei nu are 89 de imobile. Da, de ce crezi că au stabilit obiectul anunțului tocmai schiurile? Se poartă. Faci tu ce faci, până la urmă tot o feștelești. Tocmai pentru că nu se poartă. Câți amatori de schiuri depășite cunoști? Niciun. Deci necunoscutul și-a luat toate măsurile de precauțiune. Nici măcar complicele său principal, profesorul, nu-l cunoaște. Comunică cu el prin mesaje care nu interesează pe nimeni. În caz contrar, gândește-te de pildă la unul care ar vinde discuri de formație ABBA. Etichetele ar dispărea în 5 minute. Pun rămășac pe ce vrei, când ascunzătoarea din scoar se află actele mele. Hopa! Hopa! Ai văzut? Hopa! Hopa, liga, hopa, așa! Trage și tu! Luca, Dinca și Neculau au trecut pe lângă scoar, dar n-au intrat. Ești liber. Treci. Au trecut 8 ore și n-a apărut nimeni. Probabil necunoscutul n-a citit încă mesajul profesorului. Combinația e mult mai subtilă. Hai să cercetăm ascunzătoarea. Plicul nu mai e acolo.
A dispărut? A dispărut. Plicul a fost ridicat pe altă cale. Probabil că sub scoar se află o pivniță rămasă de la imobilul căzut la cutremur. Necunoscut mă cunoaște. Printre actele furnizate de profesor se află și fotografia mea. Concluzia? Știi că sunteți un anchetator pretendent la o diplomă falsă. Ce rămâne de făcut? Ce bine că am scăpat. Oh, unde merge, fetelor? Hai să mergem la ABA. Hai să mergem. De fapt, după ABA putem să mergem să bem și o bere. Oh, ce bună idee. Săruna, cu domnișoara Dora Iochim, vă rog. Eu sunt. Sărumine. De la cine? De la cine? Să ne aduci și nouă. Da, da. Știți ce cred eu despre dumneavoastră? Da. Dobrescule, nu ești curios să afli ce crede domnișoara despre mine? Nu-l interesează. A doua oră îmi faceți figura. Nu pot să mă mâr doi pași fără să trimite sticlezi după mine. Acum 5 zile ați fost convocată. De ce n-ați venit? N-am putut să vin. De ce n-ați putut veni? Sunt foarte ocupată. Aveți idee ce înseamnă să prezinți 30-40 toalete? Știți ce înseamnă să faci repetiții pentru o singură rochie? Trebuia să ne spuneți. Convocarea a fost verbală. Am omis. Iar seara vi s-a comunicat că trebuie să dispăreți. Știți cumva și ora? Poate că da. Dacă sunteți așa de bine informat, nu văd de ce mai pierdem vremea. Trăiesc. Încă mai trăiesc. Și știți de ce? Da. Crezi sau ți se pare că, tăcând, necunoscutul îți va cruța viața? Sunt convinsă. Când ai primit primul telefon? Nu mai încerc surprize. Știți multe, foarte multe. Comiteți totuși greșeala de a vă subaprecia adversarul. Și el știe tot. Da. Ce spuneați? A, da, primul telefon. Acum două luni. Casa de mode unde lucram avusese o prezentare. Și seara târziu, un necunoscut m-a sunat spunându-mi că mă admiră. Și că vulpe argintie, Grand Prix de la Romarta o pot avea dacă... Ce ți-a cerut? Să fac cunoștință cu 4 oameni. Cu Mihăilă și cu ceilalți 3. Cu Pascu eram, hai să zicem, logodită. Formula de abordare o lăsase la latitudinea mea. După consumarea fiecărei întâlniri, raportam felul în care aceasta se desfășurase. Dorea amănunte, reacții, stare de spirit. Dacă Mihăilă pare frământat, dacă Luca încearcă temeri și așa mai departe. Ți-a oferit vreo motivare? Un plic cu 5.000 de lei. Ești o femeie inteligentă. Imposibil să nu fii reflectat asupra unei propuneri așa de inedite. Aveți dreptate. Am făcut-o însă superficial. La prima vedere, cererea necunoscutului mi s-a părut inofensivă. Când am început să înțeleg, era târziu. Știți cum se numește treaba asta? Complicitate la crimă. Când a murit Mihai, am fost sincer convinsă că este vorba doar de un accident. Abia moartea lui Mihailă m-a neliniștit. Asta nu te-a împiedicat să întreții același gen de relații cu cei 3? Unul din ei e omul care îmi telefonează. Ah, te contrazici. Să admitem că Luca și necunoscutul ar fi una și aceeași persoană, atunci ce rost ar avea să-ți ceară relații care îl privesc tot pe el? Înțelegeți foarte bine. Încercați doar să scoateți mai mult de la mine. E inutil. În mod normal ar fi trebuit să-i recunoașteți glasul. Vorbeați des la telefon. Nu v-ați dat seama încă ce actor desăvârșit e? În ce mod lua cunoștință de raportul dumitale? Fixam ora la care trebuia să fiu neapărat acasă. El îmi telefona. Era foarte punctual. De câteva ori a întârziat 10-15 minute. Ultima dată când v-a sunat, îi așteptați telefonul? Nu.
M-a sunat inopinat. Te-a avertizat că dacă punem mâna pe dumneata și nu-ți ții gura, vei fi lichidată. Așa e. Dar n-am crezut. De-aia am venit la prezentare. Și când a revenit cu amenințarea, mi-am dat seama că nu-i glumă. Mâna lui mă va ajunge oriunde. Să nu-mi închipui că niște grati îl pot împiedica. Ce cred? E tare. E foarte tare. Ce anume vă interesează? Lucrarea inginerului Codar și a șefului dumneavoastră. Alo? Alo? Răspundeți, alo? Dosarul e voluminos. Mi-ar trebui o zi întreagă să-l copiez. Nu ai 5 minute. Deschideți optiera. O să găsiți înăuntru un aparat foto de construcție specială. Ați intrat în lipsa mea. Mi-am permis, într-adevăr. Alo? Alo? Ești o armă. Exact. Pot interveni în cedezări prevăzute. Filmul mi-l trimiteți pe varianta a doua. Alo? Când îl poți primi? Alo? Mâine. Aleule. Succes, doamne inginer. Prima mea grijă când a plecat din laborator a fost să verific dacă safe-ul era închis. Lucrarea prezintă o însemnătate deosebită. Când am ieșit din ședință să-mi iau o lucrare, am găsit ușa întredeschisă, cu o cheie îmbroască. Unde e cheia? Toate corpurile de delicte au plecat la laborator cu băieți. Mm-hmm. Profesionist? Nu. Au folosit o cheie mincinoasă. Mincinoasă? O cheie falsă. Persoană scundă avea nevoie să întindă taburetul la maximum. Vezi ce scos din chestia asta, Dobrescu? Am înțeles.
Bazil Dobrescu, ascult. Nu mai spune vrei, Vasilica? Ne franțuzirăm. În fine. Spune, ce ai aflat? Alo, Dobrescule, ce faci? Ce se întâmplă acolo? Arde. Cea mai scundă salariată a institutului este o femeie care este internată pentru naștere. Într-adevăr? Da. Ai vreo idee? Deocamdată nu. Păi să ai, Dobrescule. Alo? Sunt pe fază. Alo, spune fetei să dea casetofonul mai tare. E foarte frumoasă melodia asta. Dragă Bazil. Am înțeles, să trăiți. Stai că am bronzat. Ascultă, dragă Bazil. Cine era? Cine era? Fosta mea profesoară de matematici. De data asta am încurcat-o. Definitiv. Când prăjești pâine, nu... Nu vorbești la telefon, mi-ai spus-o și altă dată. Și tu îmi faci observații. Alo? Alo? Vă felicit. V-ați descurcat admirabil. Dar materialul e incomplet. Refuz categoric să mai continui. O să ai neplăceri. Cu orice risc. Vezi că ai o peliculă de rezervă în noptieră. Omul meu te urmărește. Nu! Și fii mai prudentă. Nu! 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 Dimineața. Ai vreo idee? Deocamdată da. E? Pot să vă spun că singura persoană care, prin natura serviciului, n-a putut fi la ședința de la institut, timpul care se opera... Este femeie. Da. Este cea mai înaltă ingineră Maria din... Maria Dumitrescu. Dumneavoastră, cum ați aflat? Păi, cum ai aflat și tu? Ai întreprins ceva? Da. Spune. Inginera Maria Dumitrescu duce o viață destul de sobră, destul de echilibrată, dar în ultimele două zile, spun vecinii, este agitată, distrată, nu răspunde la salut. Am să-i fac o vizită. Apropo de sobrietate, cum e fata, Dobrescu? Dar de ce credeți dumneavoastră că este o fată și nu un coleg? E, asta îți chem un coleg să-ți prăjească pâine și să asculte muzică grecească? Eu nu înțeleg de ce faci tu un mister de chestia asta. Mai învață, băieți. Da. Mai învață. Am înțeles. Salut. Să trăiți.
Întârziat, de ce? Ce s-a întâmplat? Am așteptat judiciar. Doar ce n-a venit? Poftim, doar și procuror. Ce părere ai, doctore? Sinucidere, fără discuție. Aș putea spune chiar clasică. E sigur? De obicei, femeile apelează la forme mai puțin dureroase. O travă sau somnifere, nu? Asta în principiu. Însă nu-mi cap dubii. Orificiul de intrare al proiectilului, distanța de la care s-a tras, cu țeava lipită de tâmplă, toate elementele converg spre această concluzie. Spune-mi, doctore, dar nu era posibil ca moartea să o fi surprinsă în timpul somnului? În condițiile astea, o simulare de sinucidere ar fi fost foarte simplă pentru un expert. Ai timp să-ți cauți poziția, nu? Unghiul de tragere? Poate că, într-adevăr, dormea. Dormea? La 10 dimineața, cu ușile vraiște. N-am nici cea mai mică îndoială. Femeia s-a sinucis. Oricum, pentru autopsie, voi solicita asistența celorlalți colegi. E foarte bine așa. N-a venit salvarea. Doctore, ce facem? Nu, telefonul nu funcționează, doctore. Femeia avea la mâna dreaptă o brățară curioasă, cu un breloc de smarald. Când m-am întors de la telefon, nu mai avea. Înseamnă că cineva a intrat după ce ați plecat. Da, sau cineva a fost tot timpul în apartament. Crezi că ele? Categoric. Individul a început să-și piardă siguranța. Comite greșeli elementare. Din păcate, ele nu pot fi considerate probe. Din păcate. Oricum, performanța individului e uluitoare. Să conduci o operație de asemenea anvergură și să nu te cunoască complicii. Va să zic că ai luat lecții de pomană de la profesor. Îmi pun mari speranțe că și-a notat pentru uzul personal numele și adresele amatorilor de diplome false. Păi atunci ce mai aștepți? Aștept să se sperie. Bună ziua, domnule profesor. Bună ziua. Bună ziua, domnule profesor. Dumneata. Azi trebuia să ne vedem. Nu, nu, n-am timp. Vă salut. Ia uite-te, și dumneata, tinere. Nici nu știam că vă cunoașteți. Ați avut acum 10 minute. Da. Și? Unde intenționați să dispăreți? Eu? De ce să dispar? Vreau să mă duc la sora mea, la Ploiești, e bolnavă. Da, probabil. Dar nu pentru că e bolnavă, ci pentru că cu puțin timp în urmă ați primit un telefon care v-a alarmat. Și s-a comunicat cine sunt și v-ați grăbit să dispăreți. Domnișoară, eu... Celor trei falși ingineri, Pascu, Mihăilă și Maria Dumitrescu, le-ați procurat diplome false. Primii doi au fost asasinați. Asasinați? Maria Dumitrescu s-a sinucis. A fost împinsă să o facă. Da, crima, n-a intrat în calculele mele. Încerc să vă cred. Credeți-mă, dacă aș fi știut, n-aș fi acceptat. Mi s-a făcut o propunere simplă, negustorească. Și, având foarte mulți elevi, mi se cerea să depistez pe cei care s-ar fi pretat la niște situații trucate. Am crezut că e o glumă. Dar a doua zi dimineață am găsit un plic cu 3.000 de lei, sub ușă. După un timp a urmat alt telefon și necunoscutul mi-a spus că suma reprezintă un aconto nerestituibil. Seara a sunat din nou.
Duc o existență de cârtiță. Sunt bătrân. N-am pe nimeni. Am acceptat. Da, au pus mâna pe el. Da, femeia. Și puștiu, da, sunt la moșu. Mi-a dat apoi dispoziții de ordin tehnic. Cum luăm legătura, unde depun marfa, etc., etc. Îl cunoașteți? Cine e? Habar n-am. Nu l-am văzut niciodată. Îl știu doar glasul. Un astfel de partener îți inspiră încredere. Cum vă plătea? Corect. Opream jumătate din suma depusă de viitorii ingineri. Avea încredere în mine. Și cine vă supraveghea? Un individ înalt. Foarte voinic. Tot timpul e în preajma mea. Numărul de telefon 575757 vă spune ceva? Nu. Probabil e al lumii din inginerii mei. Ne puteți spune numele lor? Nu știu, nu mai amintesc. I-aveam notați pe o hârtie. Și mai aveți hârtie? Nu, nu mai am. Atunci mergeți cu noi. De ce? Da, da, vă rog. Mămular 24, trimiteți urgent salvarea și echipajul. Mămular 24, trimiteți urgent salvarea și echipajul. Înțeles. Și fii cu ochii pe ibric, nu ca pe prăjitorul de pâine. Să fie adus individul. Să trăiți! Hai! Stai jos. Ești recidivist? Nu. Uite ce, Antoane. Cunosc bine abecedarul pușcăriașilor. Îl iei pe nu în brațe și nu-l scapi. Cu mine nu ține figura. Știu. Câte nu ciripeau despre dumneavoastră șmecherii la întristare. Acolo, jos. Vi s-a dus buhul. Da? De-aia m-ai atacat? E ora 9. La 10 ai să-mi spui și ziua în care te-a înțărcat maică ta. Deschis pe unul, Zane, îl mare din Demăroaia. Am ierlit-o. La fix am ierlit-o. De urmă,
Am roit-o și m-am internat la central. După ce am ieșit, vine neamitică și zice: vezi că te caută unul la telefon. Pun pâine la ureche să vină rău, nu alta. Cine era? Unul uns cu toate alea. Că m-are la mână, că mă bagă în dungi dacă ies din poruncă. Așa că am dat-o pe rele. Mi-a rostuit un pistol. Cine a fost prima victimă? Unul Pascu, șeful boier. M-a atins cu 5 miare. Pe urmă? Unul Mihăilă, alte 5 bătrâne. Maria Dumitrescu era deja moartă când te-ai dus la ea. S-a sinucis de frică sau dintr-un licăr de conștiință. La sosirea mea te-ai ascuns după draperie. Până să mă întorc, ai furat brățara moartei și ai dispărut. Pe urmă te-ai dus să-l aranjezi pe profesor. Mi-a zis că e ultimul și că pe urmă o să mă iau undeva departe cu el. Da, da, da. O să te iau undeva mai aproape și mai adânc. Unde? Luați-l. I-am adus. Bună seara. Miezul nopții e un abuz. Noi mâine muncim, domnule. Mâine, Vanecula. Stai jos. Salut, mâine. Raportul Maria Dumitrescu. Sinucidere, cum am spus. Aveți semnăturile comise. Mulțumesc, doctore. Doriți un tranquilizant? Am la mine. Da. Un calmant mi-ar fi necesar. Poftiți. Colaboratorul meu s-a cam grăbit să vă convoace. Succint, situația se prezintă în felul următor. Un număr de falși specialiști ocupă posturi de ingineri. Câțiva dintre ei mai abili au reușit să se strecoare în posturi importante. Am găsit aici numele lor. Lucrurile puteau să meargă așa multă vreme dacă marele șef n-ar fi comis o eroare. O eroare capitală. Neputându-l contacta telefonic pe Mihăilă, i-a trimis o scrisoare de șantaj bătută la o mașină de scris Erica. Realizând primejdia, a încercat să se descotorosească de ea. Am găsit-o. Derulând cu atenție panglica de tuș, am descoperit o amprentă. Specialiștii noștri o studiază acum. Asta înseamnă că... Mâine dimineață vom ști cui aparține. Asta e tot. Deci putem pleca. Deocamdată. Să rămână. Știm unde să vă găsim. Neavoastră să nu știți. Bună seara. Salut. Noapte bună. Salut. A mai rămas puțină cafea, o încălzesc sau o bezi rece? Toarnă-mi puțin rece. Pe cine bănuiți? Am convingerea că îl știți. Dobrescule, ți-am fost profesoară. Îți sunt șefă. Ți-am spus de 100 de ori. Cască ochii și învață să vezi. Necunoscutul a fost aici, în biroul meu. Mănăstire într-un picior. Ghici și Dobrescu, cine-i? Eu pe lângă statuie, prima stradă la dreapta. Unde mergem? Facem o vizită. La ora asta? Asta e situația. Acum ce facem? Așteptăm. Du-te tu pe zid. De ce? Să nu te vadă. Cine? Baba Clanța. Bună seara, doctore. Bună seara. Ești amabil să ne poftești în casă? Mai e o oră până la avion. Poftiți. Luați loc.
Scoateți mâna de sub haină, domnule locotenent. Bănuiesc că un regiment întreg mișun acum în jurul casei. N-am de gând să o șterg. Dar intenționai să o faci? Bineînțeles. Instinctul de conservare e mai puternic. Țigări? Poate doriți să beți ceva. Am un whisky bun sau poate niște martini? Nu. De ce ai făcut-o, doctore? Există o teorie a răului prin predestinare. Adică ai simțit așa o nevoie în organism să ucizi, să devii trădător? Am fost presat de evenimente. Mi s-au pretins dintr-o dată materiale, informații concrete, cu orice chip, cu orice preț, din orice domeniu. Eram la rândul meu șantajat. Am început să acționez. Firește, cei dispuși să denunțe trebuiau lichidați. Pentru cine lucrezi? N-are importanță. Pentru cine plătește mai bine. Cum de te-au racolat tocmai pe dumneata? Probabil că le-am făcut impresia unui tip inteligent. Profesia, evident, nu conta. O combinație superbă care cade din cauza unui amănunt idiot. O amprentă pe panglica unei mașini de scris. Voi ești de ministerul, presupun. Știți care a fost marea mea găselniță? Mhm. Dora Dincă, Luca și Necula. Un paravan superb. O admirabilă hârtie de prins muște. Ai bănuit că Pascu și Mihăile nu se vor conforma dispozițiilor primite, ceea ce s-a și întâmplat. Asasinarea lor implica în mod categoric o anchetă. Cei trei împreună cu Dora deschideau o pistă falsă pe care eu, inevitabil, ar fi trebuit să alunec. Le-ai stricurat câteva elemente compromițătoare, nu-i așa? Un aparat emisie recepție, o mașină de scris, un certificat, o carte cu autograf care să-i infunde definitiv. Nefericiți. Le-am scos sufletul degeaba. Și totuși, ce gafă stupidă, o simplă amprentă. Ai mai făcut și alte gafe. În primul rând, așa cum s-a exprimat colaboratorul meu, adversarul din umbră era prea pe fază. Felul în care ni se intuiau toate mișcările, modul în care mi se devansau dispozițiile, mi-a sugerat ideea că marele necunoscut trebuie să fie cineva din preajma mea. Când am presupus că Maria Dumitrescu dormea pe canapea când a surprins-o moartea, ai râs. Dormea la 10 dimineața cu ușile vraiște. N-aveai de unde să știi cum am intrat eu în casă. Mai exact că am găsit ușa deschisă. Dar gafa cea mare ai făcut-o când ai vrut să dai telefon la salvare. Când ți-am spus că telefonul este defect, ai plecat prin curtea interioară. Deci, cunoșteai imobilul, de vreme ce știai de existența altei intrări. În final am comparat scrisoarea de șantaj adresată lui Mihăilă cu rapoartele pe care ți le băteai singur la mașina institutului. Am găsit aceleași caracteristici de bătaie. De pildă, majusculele dumitale aproape că străpung hârtia. Corect. Diplomele originale le-ai furat, presupun. Nu sunt borfaș. Plătesc fiecare serviciu. Cine e individa ascunsă în casa profesorului? Fica lui, debilă mental. Îmbracă-te și să mergem. Unde mergem? La dans. Și credeți că o să mă las condus după gratii și purtat prin piața publică? Nu, doamnă! Luați-mi! Au descifrat băieții amprenta de pe panglică. N-a existat niciun fel de amprentă, băieți. Vlase s-a speriat că s-ar fi putut să o lase și a intrat în panică. Mai bine să nu mai vorbim despre asta. Ziceai că ai învățat chestia aia nouă la judo. Cum e? Nu văd cum v-aș arăta. Îmi trebuie un partener. Și eu ce sunt, Dobrescule? Superiorul meu direct. Ia, arată. Domnișoară, tu faci mai. Ia, să vedem ce știi.
Eu încerc să vă atac și dumneavoastră mă imobilizați. Dobrescule, e primul șapte pe care îl primești de când te cunosc. Au! Vai de mine, ia! Să vă spun eu un ban mai bun. Ce ban? Știți cât vă costă distracția asta? Vai! Ia uite, ați făcut jafa aici. 500 de lei. Wow. Actele dumneavoastră? N-am. Ai acte? N-am. N-am acte. Sunt maiorul Tutovan. Da, și dumnealui, bineînțeles, e amiralul Nelson. Eu? Am mai avut 5 cazuri azi noapte. La secție. Hai. Ha, 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 ha.